for life. One, two, three, four. Și eu și tu și noi putem dansa pentru viață și să facem lumea mai bună. Pentru cei care nu știu, Dance for Life vine să spună tare stop SIDA. Dance for Life este un proiect internațional, un proiect al tinerilor, un proiect inspirat și foarte activ. Este vorba de profilaxia infecției HIV-SIDA. Este timpul când tinerii ar trebui să ia în mâinile lor responsabilitatea pentru propria sănătate și nu este bine să rămână pasiv și să aștepte cineva să aibă grijă de ei. Tinerii pe care îi vedeți în spate sunt tinerii care promovează măsurile profilactice de HIV-SIDA în Republica Moldova și ei sunt o parte a mișcării internaționale care în momentul de față numără peste 50.000 de tineri din toate țările, din mai multe țări ale lumii. Dance for Life este de fapt proiectul care se ocupă cu profilaxia HIV-SIDA și este pentru mine un proiect foarte important pentru că simt în cadrul lui că fac într-adevăr ceva bun. Microbusul ce făcea staționări în fiecare sector al capitalei era plin cu tinerii voluntari care, neobosiți, dansează pentru viață, dar tot acolo i-am prins și pe cei care sunt ambasadorii Dance for Life, trupa Todo. În autocorul ăsta am venit să promovăm ideea de oprirea virusului HIV. Have one planet and one chance, one opportunity to save the rest. It's running fast and only forward. This conversation is not over. Să fim alături de ei, să susținem această idee și să încurajăm protecția și schimbarea mentalității în țara noastră. Dar asta nu e tot. Ei ne pregătesc la sfârșitul lunii noiembrie mult așteptatul eveniment în care mii de oameni vor dansa în același ritm pentru viață. Tinerii care au realizat activități de profilaxie a infecției HIV-SIDA pe parcursul acestui an vor fi invitați pentru eveniment mare pe data de 28 noiembrie, tradițional ultima sâmbătă înainte de 1 decembrie.